Părintele Constantin Sârbu și-a prevăzut sfârșitul după care i-a avertizat pe cei apropiați, spunând că cerul se va închide și nu vom mai avea de unde lua credința. Ana Cristea ne povestește. Pe data de 3 octombrie 1975, urma să plei la Băi. Aveam canon să nu mă împărtășesc până de Crăciun. Totuși, la sfârșitul lui septembrie, știind că plec, părintele îmi spune: „Pregătește-te să te împărtășești duminică.” Dar cum, părinte? Am canon să nu mă împărtășesc până la Crăciun. Știu eu ce spun. Tu pregătește-te, duminică te împărtășesc. De atunci presimțea el sfârșitul lui. La întrebările noastre, Matilda Cocuța Mircea își încheie amintirile spunându-ne În vara anului când am murit, l-am visat pe părintele Constantin Sârbu în curtea bisericii unde totul era uscat. Pomii, florile, iarba, toate erau uscate. Când i-am povestit mi-a zis, când voi pleca eu, dar unde te duci? Vreau să mă duc în sănătate. Nu voia să spună că va muri. Dar ce să cauți acolo, părinte? Așa, o să vă uscați și voi, cum e pădurea asta uscată. Aveți grijă că vor veni timpuri grele. La urmă de tot, nu să mai fie preoți, ușile încuiate, au să plângă lacătele la uși, că nu va mai fi cine să facă slujbă. Să vă duceți după un preot cu un picior încălțat și unul descălțat. Cât îi aveți acum, cercetați și împărtășiți-vă. Atunci se va închide cerul și nu veți mai avea de unde lua credință. Aceea pe care o aveți, aceea să o păstrați. Să nu vă mândriți, să nu mințiți, faceți bine, căci dacă faceți păcate, pierde și credința. O părticică mică în adâncul inimii stă ascuns acolo și dacă faceți o faptă bună, mai prinde și ea viață, e veselă. Dar dacă voi nu faceți nimic, nu postiți, nu vă rugați, nu faceți milostenii, se micșorează, se micșorează și gata. A cerut un preot pentru a se împărtăși ultima oară. Așa a venit părintele Ilarion Argatul, găsit la mănăsirea în timp. Ultimele momente din viața părintelui nostru le avem descrise într-o mărturie a unei credincioase. Pe atunci nu înțelegeam de ce părintele Argatul parcă tot încerca să-i așeze perna. Abia apoi ne-a spus că pe când îl împărtășea, a văzut aureola în jurul capului lui. În primul moment a crezut că perna este colorată, apoi, însă, și-a dat seama că este aureola unui mare ales al lui Dumnezeu. După ani și ani, când Părintele Argatu sătea de vorbă cu vreun credincios al Bisericii Sapienței, reamintea totdeauna această descoperire care a fost dăruită lui de Dumnezeu pentru a o face cunoscută tuturor. Aureola cu care l-a încununat Dumnezeu pe Părintele Constantin, sârbu.